Modulul al treilea este conex cu verbul fi. Și aici este vorba despre trezirea sufletului și revelarea sinelui, altfel spus, conștientizarea identității cu sursa. Da? Și probabil că poate chiar ușor așa v-ați gâria pe oreche și pe creier, cum adică identitatea cu sursa. Noi suntem conectați cu sursa, dar nu suntem identici cu sursa. Dar o să vedeți, suntem identici, nu conectați. Și chiar o să sărim la niște slide-uri ca să punctez acest lucru. Că după aia să nu ne mai tot întoarcem, o rezolvăm acum. Da? Cum este posibil ca noi să fim identici cu sursa, cu Dumnezeu? Păi, în primul rând, absolut totul în acest univers este structurat holografic. Probabil ați auzit vorbindu-se de universul holografic. O hologramă, toată lumea știe ce este. Este o imagine tridimensională obținută din lumină. Dar ceea ce știu mai puțin sunt caracteristicile unei structuri holografice. Ceea ce ne interesează pe noi în această situație este acea caracteristică a structurilor holografice care spune în felul următor. Totul se reflectă în parte și partea se reflectă în tot. Da? Asta este caracteristica structurilor holografice. Că e logic sau nu e logic, nu ne interesează. Așa funcționează. Da. Pur și simplu. Constatăm că așa se petrece. Ca să înțelegeți mai bine ce înseamnă că totul se reflectă în parte și partea se reflectă în tot, o să luăm exemplu unui film holografic. Un film holografic e ca un fel de dreptunghi din plastic. Un fel de plastic special pe care se imprimă o imagine 3D a unui obiect. Da? Și să zicem că pe filmul nostru este impregnată imaginea tridimensională a unui măr. Dacă noi tăiem o bucățică din acest film holografic, dintr-un colț, și o lumină, numai o secundă, înainte, dacă noi luminăm acest film holografic, cum faci cu laser, da? De partea cealaltă a filmului o să obținem imaginea tridimensională a mărului. Dacă noi tăiem o bucățică dintr-un colț al filmului și o luminăm, ce credeți că o să se vadă? Mărul 3. Că tu știai răspunsul. Da. O să se vadă mărul 3. Am fi tentat să ne așteptăm că se va vedea o porțiune din măr. Dar se vede tot mărul. Și dacă tăiem filmul holografic în 1000 de bucățele, și luminăm fiecare bucățică cu un fascicul laser, fiecare bucățică conține imaginea integrală a mărului. Da? Asta înseamnă că totul se reflectă în parte și partea se reflectă în tot. Da? Ei bine, gândiți-vă că ceea ce noi numim conștiința divină sau Spiritul lui Dumnezeu este structurat tot holografic. Da? Conștiința divină este un infinit film holografic din care se taie bucățele infinite de film. Fiecare dintre noi suntem astfel de bucățele. Și noi purtăm nu doar o părticică din Dumnezeire în noi, ci purtăm imaginea integrală a Dumnezeirii. Da? Integrală. Fiecare dintre voi sunteți Dumnezeu. Fiecare, în totalitate, nu parțial. Nu sunteți doar o reflexie, sunteți însăși acea conștiință unică. Pentru că, să știți, nu există decât o singură conștiință. Conștiința divină, care se exprimă în multe feluri, dar e una singură. Și bineînțeles că nu toată lumea va fi de acord și chiar vă rog să nu fiți de acord cu mine. Să nu acceptați. De ce ai oprit-o? Da? Să nu acceptați de bune
toate lucrurile pe care o să le spun eu sau altcineva. Informați-vă, luați informația, urmăriți să, după aceea să o analizați, să o filtrați, să o simțiți. Și de-abia în momentul în care cu adevărat simțiți, da, mă, uite, eu simt că asta este așa, atunci asimilați-o în voi. Da? Eu vă spun doar perspectiva mea asupra lucrurilor. Perspectivă bazată pe propria mea practică. Dar, repet, nu trebuie și nici nu vă recomand să luați totul de bun. Chiar dacă eu cred că totul e bun, dar voi nu trebuie să credeți din prima la fel, ci trebuie întâi să analizați suficient de profund. Da? Toți mari înțelepți ai acestei planete, când au ajuns la cel mai înalt nivel spiritual, au spus: eu sunt Dumnezeu. Și mulți au fost omorâți, că s-a considerat că e o blasfemie. Însă, ce ne spune Iisus în Ioan 10:34? Iisus avea o discuție cu fariseii și fariseii s-au legat de el. De ce afirmă el că este Fiul lui Dumnezeu? Și atunci Iisus le-a răspuns: nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Și aici Iisus face referire la Psalmul 81:6, care ce spune? Dumnezei sunteți și toți fii ai celui preanal. Dar voi ca niște oameni muriți. Pentru că nu sunteți conștienți cine sunteți voi cu adevărat. Și practic, în această afirmație, Iisus ne dă un element esențial. Răspunsul la întrebarea: cine sunt eu? Cine sunt eu? Unii credem, eu sunt Georgică, Xulescu Georgică, Yulescu Maria și mai departe. Aia e doar o identitate limitată pe care ți-ai asumat-o temporal. Dar identitatea ta reală, ultimă, cea mai profundă, asta este. Tu ești Dumnezeu. Doar că ai uitat. Ai uitat, ai venit aici în creație, nu pentru că ai fost izgonit din rai, ai venit că ai ales tu, conștient. Acum nu-ți mai amintești, dar ai venit conștient aici. Și de fapt, demersul spiritual este acela de a-ți reaminti cine ești tu cu adevărat. Sunteți exact în situația unui actor care și-a intrat atât de bine în rol încât a uitat că el este un actor, a uitat cine este el, s-a identificat cu rolul atât de bine, atât de adânc încât pur și simplu și-a uitat adevărata lui natură. Procesul de evoluție spirituală este un proces de reamintire. Nu trebuie să adaugi nimic la ceea ce ești. Nu trebuie să renunți la nimic din ceea ce ești. Trebuie doar să-ți amintești cine ești tu cu adevărat. Să elimini acele identități greșite. Acesta este demersul spiritual. Iar primul pas este trezirea sufletului. Da? Despre asta va fi vorba în tot acest weekend. Despre trezirea sufletului e cel mai important pas și cel mai greu. Pentru că trebuie să treci de la o structură totalmente limitată, egoul, la o structură care este infinită, care e sufletul. Sufletul nu e cea mai profundă parte a noastră, dar este deja o parte adevărată, un centru adevărat al ființei. Spiritul, acea conștiință unică, aceea este identitatea noastră reală, cea mai profundă. Da? Acesta e punctul de pornire. Acum știți teoretic răspunsul la întrebarea cine sunt eu. Dar e doar teoretic. Acum, ceea ce urmează este să începeți să trăiți acest adevăr. Voi nu... Primul pas e să cunoști adevărul, dar tu trebuie să fii adevărul. Nu doar să-l cunoști, să fii adevărul. Și bineînțeles că pentru marea majoritate a oamenilor va necesita un timp până când de la a ști teoretic că tu ești
acea conștiință unică la faptul de a trăi plenar faptul că ești într-adevăr acea conștiință unică. Da? Și acesta e un drum progresiv. Da? Azi crezi că ești ego, după aia o să crezi că ești sufletul, după aia o să crezi că ești spirit și că e doar spiritul tău, după care o să-ți dai seama, stai așa, că nu există decât un singur spirit. Și eu sunt acel spirit și el este acel spirit și toată lumea este acel spirit. Da? În tradițiile orientale, în Vede, se spune în felul următor. Acela care pătrunde totul, pe care nimic nu-l transcende și care ca și spațiul universal din jurul nostru umple complet toate lucrurile, din interior și din afară, acel om doar Brahman suprem, adică Dumnezeu, acela ești tu. Da? Acela ești tu. Nu spune tu ești o reflexie a Lui sau că tu ești conectat cu El, ci zice, acela ești tu. Da? Nu prea lasă loc de dubii. Acela ești tu. Se spune foarte clar. Și dacă studiați tradițiile hermetice, cabala și așa mai departe, o să găsiți același răspuns. Da? Acea conștiință unică, Dumnezeu, Marele Spirit, spuneți-i cum vreți, nu contează. Acela ești tu. Dar ai uitat. Și trebuie să-ți reamintești. Da?